fotbalul undeva prin 2007, mi se pare, la un club destul de mic, adică era o academie privată care între timp s-a desfințat. Fotbalul l-am început în principal din dorința mea și a bunicului meu, care a fost și el la un moment dat, să spunem, un semi-fotbalist, pentru că n-a reușit să debuteze încă într-o ligă profesionistă, a jucat și el. Și am decis să-i calc pe urme, într-un fel. Am venit la fotbal ca să mă dezvolt, nu neapărat din punct de vedere fotbalistic, adică, mă rog, ăsta este scopul, dar și adică am vrut să mă dezvolt ca om. În principal, acest sport mă face să mă deconectez de realitatea aceasta de zi cu zi, care, într-adevăr, este un pic cam grea. În momentul în care joc fotbal, de obicei simt că flutesc, parcă aș fi într-o altă lume, în care totul este frumos, nu există lucruri rele, nu există probleme, mă simt liber. Eu joc aici la Sporting pe postul de mijlocaș central. Îmi place acest post, de aceea l-am și ales și evoluez pe această poziție. Sarcinile mele principale sunt să creez. Asta este ideea principală a mijlocașului. El trebuie să dezvolte jocul, trebuie să paseze pe culoar, să mențină posesia când trebuie, să calmeze jocul și să schimbe părțile. Cam acestea sunt ideile. În vestiar de obicei este o atmosferă destul de bună, se fac multe glume, așa reușim să ne deconectăm într-un fel de la meci și ne limpezește gândirea. Există o anumită concurență, dar aceasta nu se manifestă prin, spre exemplu, excese de zel, adică intrări mult prea tari sau certuri între noi. Adică atmosfera este una destul de bună și fiecare încearcă să se antreneze cât de bine poate ca să își dămânească în acest mod postul, adică nu prin violență. În principal, le-a spune tuturor să-și aducă copiii la fotbal pentru că reprezintă un mod de dezvoltare, cum am spus, nu neapărat din punct de vedere fotbalistic, cât și ca om. Și te ajută să crești armonios, te ajută să ai o gândire mult mai ageră și să fii cât mai ordonat. Pe mine mă ajută fotbalul, vreau să zic, și la școală, adică acum sunt într-un liceu destul de bun din capitală și acolo cerințele sunt destul de mari. Iar eu îmi doresc să fac și fotbal în același timp și când am foarte multe teme, spre exemplu, în timpul scurt pe care l-am după antrenamente, reușesc în principal să mi le fac. Bine, nu cum ar trebui, dar reușesc să mi le fac deoarece programul acesta foarte ordonat de antrenamente și strict m-a învățat să fiu la fel de ordonat. Pot să spun că pentru mine fotbalul este egal cu un obiect și acel obiect este o cheie care deschide poarta către o altă lume în care lucrurile sunt așa cum ar trebui ele să fie în viața de zi cu zi, adică frumoase, să nu existe probleme, să nu existe lucrurile.